Salut, prieteni! Începem cu o știre mai de pe la noi, așa din breaslă, pentru că tot apropie distincțiile de sfârșit de an și votați! Asta vreau să vă spun. Votați-mă pe unde apucați. Vreau să am pieptul plin de decorații la sfârșit. Ca boșorogii ăia să arăt. Da? Ies pe stradă și să-mi atârne așa pieptul de la câte distincții și decorații voi primi. E vorba de mine, desigur, în toate emisiunile, dar mai e vorba și despre alții. Să lăsăm la o parte deocamdată chestiunile astea, dar pe unde mă vedeți, votați-mă spre sfârșitul ăsta de an ca să fim în regulă. Vreau să spun că se organizează mâine Cupa Presei la karaoke. A priori, sigur, nu e o competiție ieșită din comun, dar o să vedeți imediat motivul pentru care este. Președintele juriului va fi Robert Turcescu. Da? E, dintr-o dată, jurnalistul Robert Turcescu. E, din acest moment e clar că lucrurile sunt văzute altfel în breaslă. Oameni necalificați, netalentați vor participa acolo pentru potol, pentru distracție. În fine, asta nu e problema noastră. Pe mine mă interesează de ce ar fi fost atras totuși Robert Turcescu în această șușanea. În militari undeva are loc, o cârciumă, probabil, mâine de la 8. Sigur că sunt mai multe explicații pe care o să încercăm să le împărțim cu publicul telespectator. 1. Probabil că Robert Turcescu, având atâtea zile libere în fiecare săptămână, n-are ce să facă cu timpul. E un fel de Lance Armstrong și el, se plictisește acasă. Și atunci a zis, bă, mă duc și eu la un potol acolo, sigur, masa de seară e asigurată. Da? Mai ales că, din câte am aflat, organizatorii ar pregăti 2 purceluși la grătar, vin, țuică fiartă, vinul casei, în fine. Pe de altă parte, este și o varietate mai scumpă de vin, de la Casa Isărescu, care sigur că îi va fi servit președintelui juriului. Chiar am vorbit înainte cu Robert Turcescu și mi-a spus că vrea să fie așa, de-a lungul timpului, lumea să-l rețină ca un fel de Marius Țeicu. Încă și ăla era președinte de juriu, din ce ne-am mai amintit noi pe la Mamaia în anii comunismului. Acum, dilema este de ce Turcescu nu s-a înscris și în competiția propriu-zisă, pentru că voce are, apetență pentru strâns de pe mese la fel. Și să nu uităm că și premiul special pe care ar fi putut să-l obțină este un curs de kitesailing de o săptămână, nu mă întrebați ce e asta, un fel de scufundare, cred. Da? De o săptămână în Grecia, te dai cu ca Tales din Mile, când Tales din Mile, ăla când se învârtea, țineți minte, pe acolo printre insule și așa s-au făcut teoremele pe care le învățam noi pe la matematică. Deci un sailing știu și eu că e, de asta să te dai cu barca. Așa? Deci o săptămână în Grecia cu cazare pe iaht pentru 2 persoane. Deci exact ce ar fi trebuit. Acum, sigur, cu o săptămână, pentru el asta ce înseamnă? 4 zile mai puțin de muncă, 3 oricum erau libere. Ar fi putut. Să nu spuneți că din modestie, da, să nu spuneți că din modestie nu participă la această chestiune. Eu cred că totuși, așa, ca să nu o lungim foarte tare, l-a atras potolul. Potolul, o masă mare acolo și sigur că nu va rata această ocazie să-i jurizeze cum ar veni. Că acum ați văzut că e la modă să fii în juriu. Ăștia din juriu sunt faimoși, nu cei care concurează. În rest, cine va reprezenta presa acolo? Fripturiștii. Cei mai mulți n-au voce, n-au talent, n-au nimic. Și, dar de mâncat știu să mănânce. Deci ziariștii, să știți că au într-adevăr o chemare către chiftele și către friptane absolut ieșită din comun. Da? În general, este o breaslă de boschetari, ca să mă exprim elegant. Da? Oameni care sunt bine plasat, Dumnezeule, că i-am văzut în atâtea și atâtea situații, se prezintă excepțional atunci când este vorba de glojdit, de băut. Nu duc ei foarte mult la băutură. Importantul se îmbete, să nu mai știe de ei. Da? În general, breasla asta face cinste pe unde ajunge. În străinătate sunt înfiorători când se duc. Dar și pe la noi, în general, rare ori rateze astfel de ocazii. Și sunt unii care sunt făcuți pentru asta. Am avut ocazii în cariera asta excepțională pe care o tot umplu de 16 ani încoace,
cu adevărat remarcabilă, da? Să văd oameni neinvitați venind la petreceri doar pentru a glojdi. Da? Și a stat tot timpul ca pup în dăi, cu gura plină. Rare ori, totuși, ți se întâmplă în viață, dacă vii dintr-o altă parte, într-o altă eșichier, să zicem, al vieții publice, să vezi astfel de oameni. Pentru că, până la urmă, cât de nehalit poți să fii toată viața ta? Bun, odată într-o seară să-ți fie foarte foame, înțeleg. Hai, de două ori, de trei ori. Dar oamenii ăștia făceau fixații. Deci erau, după cum bine știți, deplasările specifice la Galați, la Peștilu, Memestoica, la Tata Jean, la Bistrița, unde spunea țuiculiță, sandwich-uri pe tren înapoi, că făceai 10 ore până acolo, da? Sunau ziariștii după aia de pe tren, îl înjurau pe Horoba. Ce ai făcut, bă, porcule? Iar mi-ai pus cu cârnasul, ți-a spus că nu-mi place. Și data trecută ai mai zgârcie în el. Să-mi pui cu cașcaval, cu castravete, cu nu știu ce. Se făceau sandwich-uri aia de la club, jurnaliștilor pe drum. Plus acolo, omeniți, toți peste tot. Deci asta a fost, în general, motivația principală pentru care acești derbedei s-au făcut jurnaliști. Da? Au intrat în mediul ăsta și au mâncat și au băut pe gratis. Nu mai vorbesc de avionul echipei naționale, de cantonamentele echipelor naționale, de cantonamentele echipelor de club. Deci ei lemn tănase, la scris, la viziune, la nimic, nici pasionați nu erau. Dar știau să mănânce, bă. Și într-o mult mai mică măsură știau să și bea. Bun, dar o să revenim cu amănunte, să sperăm că va veni și ambulanța acolo și va fi un Noël avant la lettre, așa. O să fim prezenți, vă spun de pe acum, pe data de 2 ianuarie suntem aici, da? Și vom face, da, s-ar putea să nu fim. În principiu, să mai pot schimba lucrurile, în fine, dar în principiu suntem aici și vom face bilanțul evident al ambulanțelor și al ăstora care le-a stat mititelul în gât, în fine, reanimare, toată lista clasică de fiecare an. Da, poate că nu era bine să anunț de pe acum că vom veni pe data respectivă, că cine știe, poate totuși vom fi liberi, dar dacă nu, cu altă ocazie, nu-i nicio problemă. Avem o altă știre despre haleală, pentru că practic de poi mâine încep sărbătorile în România și nu se mai termină până undeva după Sfântul Ion, pe 7 ianuarie, avem Sfântul Andrei pe 30, avem Sărbătoarea Națională pe 1, toată luna decembrie este luna cadourilor, Sfântul Nicolae pe 6, până la Crăciun pregătiri, după Crăciun pregătiri pentru anul nou, după aia Sfinții Vasile pe 1, Ion pe 7 și așa mai departe. Deci un chermeză prelungită. Ei bine, avem o știre, s-ar putea să fie falsă, deci nu băgăm mâna în foc, pentru că este știre marca Antena 3. Se știe că Antena 3 nu se mai înțelege cu Neculae Onțanu, primarul sectorului 2, de când ăsta le-a făcut niște figuri. Ar putea să fie o știre precum cea cu lăzile de la Carrefour. Atenție! Antena 3 spune că 100.000 de sarmale vor fi pregătite pentru festivitățile organizate de primăria sectorului 2 și că mai multe firme ar fi fost rugate, între ghilimele, amenințate, de Neculae Onțanu ca să cotizeze până la această sumă de 100.000 de sarmale, că așa se alege Onțanu. El nu face nimic, bineînțeles, și când vin sărbătorile, din niște bani luați din stânga și din dreapta, le dă de glojdit amărâților, ordinarilor din București, care sunt aceiași peste tot în țară, și suntem o țară de fomiști. Ăștia suntem. Deci românul a fost cumpărat în toată istoria lui post-decembristă, numai cu sarmale, cu cârnați, cu iahnie, cu vinul ăla lamentabil de casă sau de masă pe care îl bei prin parcuri. Ăștia suntem, fraților. Toate babetele astea, da, toți boșorogii, dacă le-ai dat un pic de glojdit, nu te mai uită câte zile aveau. Vă dați seama totuși ce problemă existențială a mațului e. Avem noi câțiva filozofi, vreo 2-3, în țara asta, care din când în când mai scriu. Și o să înceapă iară, Pleșu și ăștia, dar cu burta plină scriu ei. O să ne explice iară filozofia mititelului, a cârnat. Păi o cunoaștem, bă, foarte bine. O cunoaștem extrem de bine, o vedem în fiecare zi. Deci și Onțanu este pus pe fapte mari. Dacă încă o dată spun, știrea este reală, pentru că atâta timp cât vine dinspre Antena 3, care nu este o televiziune, este o hazna publică, s-ar putea ca lucrurile să nu stea
chiar atât de simplu. Apropo, anul trecut au fost doar 60.000 de sarmale, dar mă rog, asta nu înseamnă că nu vor fi mai multe, pentru că cu cât ai făcut mai puțin într-un an de zile, cu atât trebuie să dai mai mult ca să îți răscumperi neputința de sărbători. Plus că USL-ul, a zis și sărbătoarea de 1 decembrie, va costa 1 milion de euro, am auzit astăzi la televizor. Va fi cea mai scumpă din ultima perioadă. Deci e bine să arunci cu banii ca să iei ochii prostănacului. Dar vreau să-l întreb pe șmecherașul ăla de la Antena 3, că acum va deveni tată. Bă, handicapatule, tu cu mamă mare stai? Apropo, că am văzut că ai prezentat și ecografia cu copilul în burtică. Sunt bine crescut și mult prea deasupra ta, dobitocule, ca să te fac terci în seara asta la televizor și să-ți spun cam tot ce ai fi spus tu, boule, dacă era vorba să vorbim despre copii. Da? Mirciulică, la cât ești de handicapat, tu dacă ai fi văzut poza asta la un altul, da? Să zici, cea mai mare dovadă de handicapat posibil în lumea asta, să arăți ecografia copilului, să-ți bați joc și de ea. A zis că avea niște haltere, niște gantere dintre alea pe ecografie băiețelul sau ce-o fi. Deci tu dacă prindeai pe altul nesimțitule cu poza asta, îi urai ăluia, sigur, pe Facebook, că n-ai curajul, ești un laș, pe Facebook, pe blogul ăla al tău nenorocit de analfabet, da? L-ai fi făcut muci pe ăla să-i moară copilul în burtă, să moară mama lui, să-i moară toată lumea în jurul lui, așa ești de prost, da? E, nu o să-ți urăm chiar astea, dar vreau să spun că dintr-un handicapat nici n-are ce să iasă, da? Așa că stați voi liniștiți acolo și mâncați-vă mucii cu fasole și cu toate. Să nu semene cu Mihai Gâdea. Atenție că ăsta e destul de, n-aș spune avent, e oportunist așa. Da? Are ceva din Rudy Föhler de pe vremuri. Mihai Gâdea, iertată fie comparația, dar în 6 metri acolo, fața porții, de ce nu? De ce nu, Mirciulică, că tu stăteai până noaptea târziu la televizor să-i înjumătățești lui ratingul? De ce n-ar fi putut el la un moment dat, la o adică, cum am mai făcut de altfel de atâtea și atâtea ori, pe la el, pe la toalete, pe la canapele, pe la divanuri, da, din maximă prietenie, bineînțeles, să te contreze un pic acolo la mantinelă, să-ți dea și ție un body check acolo și să iasă, să poate va semăna totuși cu Mihăiță. Faceți-l, bă, șef! Mă rog, circulă zvonul că, tot așa, e doar un zvon deocamdată, dezmințit de porcii de la Antene cu ceva timp în urmă, cum că Oana Stancu, vestita moderator, superba Oana Stancu, au și ei o frumusețe și vor să se lepede de ea, ar fi fost dată afară de la postul Antena 3, pentru că l-ar fi criticat dur pe deputatul argeșan Mircea Drăghici, într-o emisiune considerată de mulți a fi un adevărat linșaj mediatic, acum ei sunt trup și suflet cu PSD-ul și nu-și mai permit. Atenție, chestiuni de genul ăsta. Cine e împotriva PSD-ului, fie și într-o învârtitură de frază, trebuie să fie dat afară. Ei au dezmințit-o, Oana Stancu a fi bolnăvioară și așa mai departe. Să sperăm. Într-adevăr, dacă nu, va trebui să facem un forcing, ieși din comun să o aducem aici, pentru că e păcat. Oana Stancu chiar este un mare jurnalist și ar fi o greșeală profesională dacă ei o dau afară să nu o angajăm noi. Ea a primit recent un premiu, adevărat, de casă de la gala APTR. A găsit un apărător, orice, cum spuneam mai devreme, în Mihai Gâdea. Oana Stancu este unul dintre cei mai buni jurnaliști pe care i-are România. Fii sincer, băi, miai. Fii sincer, mă, asta cu unul dintre cei mai buni este o tristețe de frază. Ori spui este cel mai bun, cum am spus eu ieri despre mine, da? Un cel mai bun jurnalist din România, iată, nu am votat eu. M-au votat cititorii, ascultătorii, telespectatorii. Și încă de departe, da? Deci așa i-am făcut în fiecare an pe toți, la toate categoriile la care am participat. Deci pot să spun, da? Sunt cel mai bun. Nu veni să spui, e unul dintre cei mai buni jurnaliști. Aia înseamnă că ce? În primii 15? În primii 10, aia nu mă interesează. E cel mai bun jurnalist Oana Stancu sau nu? Așa dacă. Bine, e de discutat dacă e jurnalist.
La voi acolo nu prea sunteți jurnaliști, dar în fine, ar putea să se încadreze la o categorie. Am șansa de a mă număra printre prietenii ei și de a lucra cu ea în ultimii ani. Câtă minte au slugile politice din presă să încerce să convingă publicul că am dat-o afară pe Oana de la Antena 3? 6 sau 7 semne de întrebare. Tu vorbești, mă, de slugi politice, când eu pot să spun la televizor orice și tu nu poți să spui nimic. Da? Nici măcar nu poți să-mi dai numele pe post. Eu pot să te înjur cum vreau eu. Pot să înjur pe oricine la postul ăsta. Da? Tu nu poți să faci nimic. Te dă afară dacă ai spus despre PSD. Păi eu am spus despre PDL ce am vrut eu, bă, la postul ăsta. Da? Și am făcut harcea-parcea pe toți, de câte ori am putut. De câte ori am crezut eu. Nu-i fac gratuit. Adică câte ori am crezut, i-am pleznit, da? E, faceți voi treaba asta și atunci mai discutăm. Și cum să te adresezi tu cu slugi? Cui, mă, îi spui? Tu care ești sluga numărul 1? Tu care te-a făcut de râs ăla ungureanul în emisiune? Dar tu care ești ultimul om, mă? Nu știi nimic. Despre nimic. N-ai nicio cultură, n-ai nici... Te numești jurnalist. Pentru ce, mă? Ești bâtă, bă, și în afară de pupat un cur. Da? Nu știi să faci nimic. Tu vii să te pretinzi, dai tu lecții de politică cuiva, ai stat lângă Ion Cristoiu, ai învățat de pe la mese de la el un pic și după aia l-ai dat afară, escrocule. Asta ai făcut. Când n-ai mai avut nevoie de Cristoiu, te-ai debarasat de el și te pretinzi mare jurnalist. Asta ai făcut. În afară de asta n-ai fost nimic. Și acum stai și ții mâna aia la gură și îți umflă la audiențele. Vino bă aici la mine să vezi face audiență. Că așa au pretins și alții când au venit aici. Că sunt Dumnezei și i-am bătut pe toți. Da? Vino aici și te luptă cu noi. O arme egale, nu cu vărănelul cu chiloți în vine. Vino aici că ești jurnalist. Da? Te iau și la niște teste de cultură generală de te fac muci, tăticule. Bă, ce domeniu vrei tu, prostule? Da? Tu vorbești de slujbi politice. Dați-l bă afară. Pe Mihai Gâdea. Dați-l, bă, interveniți, mă, ăștia de la CNA și scoateți-l afară. Da? Dați-l dracului afară. Așa, deci Oana se luptă pentru viața ei. Oh, pentru sănătatea ei. O fi lăsat-o și asta. Sper să n-aibă probleme cu burtica. Și va învinge pentru că e un om puternic, mult iubit de, mai iubită de noi mai mult decât de voi și mai ales de Dumnezeu, a scris Gâdea. Bă, dacă, bă, deci dacă și Dumnezeu e antenist... Vă spun doar atâta, prieteni, ați încurcat-o. Lăsați-o cu Dumnezeu că măcar El să nu fie cu antenele, da? Chiar așa proști îl credeți, mă? Sigur, e doar o noțiune, ne? Jucăm și noi cu termenii, mă, dar chiar așa? Să uită chiar la lătura asta de pe toată planeta? Nu avea și el un post în Sri Lanka, mai puțin obedient, pe unul, pe undeva, prin Daghiristan, pe undeva? Unde să fie ceva mai decent decât la voi. Poate au câștigat și măcar o dată în viață un premiu ca lumea. Apropo, n-am primit nicio știre despre voturile respective. Ce-o fi? Varanu-i constipat? Sau din potrivă, a mâncat niște castravete și a băut iaurt și stă pe closet? N-a putut să intervină la voturile alea? Haideți, bă, că nu-i de nivelul vostru, mă. Voi manipulați în fiecare zi. Apropo, să nu uit. Mulțumim celor de la... audiențe, exact așa cum îi știam. Un pic ne-am răstit și noi aseară și au zis, vai de mine să nu facă ăla nenorocitul ăla în fiecare zi scandal. Am mai pus așa câte puțin ieri acolo. Am mai dat și nouă câte o linguriță. Să nu treceți măsura, că nu de alta, dar o să aveți de discutat cu Varanu. Da? Și nu vreau iară șantaje, nu vreau, până când o să vă terminați contractul, cât o mai dura, da? Vedeți-vă de ale voastre. Imediat s-au văzut, s-au simțit ieri cu musca pe căciulă. Bă, vreți să comparăm audiențele reale? Aveți curajul să puneți audiențele reale? Bă, de 3 ori avem audiențe cât ăștia, mă. Aș face pariu cu cine vrea. Da? Stăm la discuții cu niște... Cine dracu să se uite, mă, la porcăriile alea? Da? Și batem la curul gol în fiecare zi. Aveți curajul să vă puneți cu chestiunile reale? Ce mă doare pe mine cu eșantioanele voastre reprezentative? Păi eu nu mă încadrez în niciun eșantion. Da? Păi cum mă categorisești pe mine la audiențe? Păi ce? Să uită un muncitor și atunci înseamnă că să uită toți muncitori. Asta nu e o emisiune pe care să o cântărești, să o spui, da, face parte din categoria. Pentru că n-ai de unde să știi ce se întâmplă. Nu-i ca la alții, fiecare zi, să spun aceleași lucruri. Deci nu mă puteți trece acolo. Nu este real ce faceți voi. Și când vă simțiți cu musca pe căciulă, mai băgați un pic, ce e asta, mă? Acum, dacă vă sună Varanu mâine, iarăși ne faceți praf. Că asta este meseria voastră. Deci, atenție,
Oana se luptă pentru viața și sănătatea ei. Păi asta e de RTV. RTV ar fi trebuit să scrie. La exagerări, să știți că nu vă pricepeți așa bine ca ea. Coincidența face ca Argeș să fie județ unei alte mari doamne de la Antena 3, da? Este doamna Dana Grecu, maimuța urlătoare de Paraguay. Tot întâmplător, fotoliul de președinte al Consiliului Județean va rămâne vacant după șeful PSD Argeș, Constantin Niculescu. Dar mă grăbesc să termin ca să spun că avem și noi pe cineva de la Argeș. Este vorba de Robert Turcescu. Ați văzut cum vorbea astăzi cu Elena Udrea despre prune? El este la curent. Județul Argeș este plin de livezi. Da? Acolo sunt prune, tată. Este unul dintre județele cu cele mai multe prune din țară. Că nu fac ei mare țuică, e adevărat. E zero țuica de Pitești. Da? Sigur, dacă treci Carpații, dacă rămâi acolo, e foarte bună. Pentru ăștia din sudul României e aur. Da? Mi-a plăcut și știrea aia, tu trebuie să o comentăm acum cu Ninsoare. Am văzut într-o dimineață la Digi24, că ăștia le știu pe toate. Era așa un titlu pe ecran. Ninge în 6 județe din Oltenia. Bă, făcut și eu o socoteală, ningea, într-adevăr, care sunt cele 6 județe din Oltenia? Haideți să le luăm băbește. Oltu, Dolju, Gorju, Vâlcea și Mehedințiu. Astea sunt. Da? Ai, m-am tot gândit, m-am uitat pe hartă, m-am gândit, care e al 6-lea județ? Teleormanul este al 6-lea județ, dar să vă spună tăticu, acum, așa, ca să poate că unii dintre voi vă mai uitați și de ăștia care mai faceți presă. Deci din aceste județe doar 2 sunt 100% oltenești. Da? Gorjul și Dolju. Oltu are partea răsăriteană, cam până acolo, pe la Scornicești, care ține de Muntenia. Vâlcea are partea estică, care ține de Muntenia. Mehedințiu are prima parte, dar Orșova, de exemplu, nu este în Oltenia, este în Banat. Iar din Teleorman, o singură comună este în Oltenia. Asta așa, pentru cunoștințele voastre generale, dacă n-ați trecut pe la școală. Cam asta e. Deci nu sunt 6 județe, tăticule. Cu mare efort găsim 5. Da, nici alea nu sunt. Deci doar 2 județe sunt complete în Oltenia. Asta așa, în pasant, că tot vorbeam de ăștia care beau țuiculița lui Robert Turcescu de Pitești. Proastă. Proastă, lamentabilă față de ce țuiculiță să bea. Le-am mai povestit eu telespectatorilor și ascultătorilor pe care am tot tras după mine pe unde am fost, mă cunosc oamenii, cum este Horinca, de exemplu, de Maramureș. Da, deci aia niciun tigru bengalez nu poate să bea un degetar de ăla. Da? Atât dacă ai pus limba acolo ți-a rămas. Asta o bei așa, țuiculița lui Robert Turcescu de Pitești. Fraților, am ajuns la concluzia, avem și o imagine, că Neanicu, dacă n-ar fi murit de gloanțe, ar fi murit de invidie. Probabil că s-ar fi răsucit oricum, sau s-a răsucit câteva ture așa prin mormânt zilele astea. Evenimentul zilei profită, bineînțeles. Acum, cu toții facem satiră politică, aceștia sunt chinezoii cu moaca lui Victor Ponta. Bineînțeles că noi mișto știm să facem, de chinezi. Da, haideți să vedeți și chinezii ăștia, totuși ce praf, ce fraier sunt. Deci, au numărat ei că în Parlamentul României, la discursul premierului Li ăsta, de 20 de ori în 30 de minute s-a aplaudat. Ropotele alea de aplauze la Congresul 14 al lui Neanicu, dacă mai țineți minte. Deci în 30 de minute de 20 de ori a fost aplaudat la scenă deschisă Li. Aveau și ei un ziarist de casă prezent aici, Wang Fan îl cheamă, care scrie în ziarul de limbă engleză al Beijingului China Daily, un oficios de ăsta ordinar, în care, bineînțeles, nu poți să scrii decât texte care convin regimului, și care titrează așa, Li cucerește inimi în România. Sinceritatea și umorul, ca și experiența sa personală, adică a lui Li, fascinantă, i-au adus respectul audienței și au făcut din discursul său un mare hit printre membrii Senatului și Camerei Deputaților. Dincolo de convingerea că discursul a răspuns perfect speranțelor și aspirațiilor poporului român, Wang Fan
nu pune nici la îndoială faptul că autoritățile au intervenit pentru ca vremea să nu fie geroasă. Aici aș lua și eu semnele alea de întrebare de la Mihai Gâdea și le-aș pune aici, dacă nu se supără directorul Antenei 3. Fiți atenți ce zice chinezul ăsta, ca să vezi cam totuși pe unde sunt ei cu libertatea presei. Primele zile de iarnă sunt de regulă reci și înzăpezite, zice boul ăsta. Dar gazdele din România au luat măsuri pentru ca vremea să fie frumoasă când a ajuns delegația de la Beijing. Băiatule, păi ăsta e coreană, tată, 100%. Da? Păi, dar și Nea Nicu, dacă se deplasa pe undeva, ciurăs cu asta, spunea. Da? Cortegiu, mă rog, el era și cu mormântările. A făcut pași, a ajuns în dreptul catafalcului, locul unde își va petrece eternitatea, la o vreme frumoasă, primăvărată, că rade la sulița timpului și așa mai departe. Aia, că tâmpenii din astea pot să scrie oricâte. Deci gazdele din România au luat măsuri pentru ca vremea să fie frumoasă când a ajuns delegația de la Beijing. 300 și ceva de inși au venit. S-a tot vorbit, un pic au derapat și colegii noștri de la Digi și m-a deranjat chestiunea asta dimineață. Am văzut un titlu, mai degrabă tindea așa spre B1, titlul ăsta lor. Scăpat un pic din hățișuri, din hățuri, ne ziceau așa pe ecran, s-a dezumflat promisiunea premierului. Sau ceva de, eu trăgeam un pic lui Ponta. Mă, nu mi-a venit să cred. Cu un băsis din ăsta așa voalat la ei, bă, pe movul ăla lor, imparțialitatea, vorba aia, este la loc de cinste, că nu te pricepi măcar să fii imparțial, știți cum e, da? Să n-ai nicio opinie. Tu nu vorbești decât dacă te întreabă. E, a trecut, bă, vremea aia. Da? Adică a fi imparțial nu înseamnă că prezinți corect știrile. Nu, absolut deloc. Îți imaginezi tu că ești așa. Deci cum adică s-a dezumflat promisiunea chinezilor? Venea de la următoarea chestiune. Victor Ponta încerca să pară prudent. Tocmai a văzut el că au plecat chinezii un pic mai puțin satisfăcuți după ultima cină și zicea din alea 8 miliarde promise sunt doar vreo 5. Până la urmă, sigure, zicea el, astea sunt clare, de investiții în crescătorii de pui, în coafor și în gumă de mestecat, nu mai știu pe ce, în parcuri de irigații și ce dracu mai interesa. Nimic, practic. Și un pic exista spectrul ăsta, eu fi spus cineva lui Ponta, o fi auzit de pe la Europa Liberă, dracu să-l e, încurțise un pic ideea că, bă, chinezii ăștia nu și-au dat seama că suntem niște șmecheri. Ei văzuseră și centrul Europei, nu veniseră direct la București, au mai făcut niște escale pe acolo. Au cam văzut care-i șmecheria și probabil că pe final ne-au simțit. Și au zis, mă, ăștia românii... sunt cam cu două, joacă la două capete. Vor să ne păcălească, au mai auzit și ei probabil că imediat în țară s-a sărit cu Uniunea Europeană. Ce faceți, bă? Dați țara pe mâna chinezilor și așa mai departe. Și o lăsaseră un pic mai cu zâmbetul amorțit așa în colțul gurii când i-a condus Ponta la otopeni. Și ăsta a încercat să fie mai... Da. Nu mi-a plăcut chestiunea acum, adică eu trăgeau lui Ponta, ei n-au scris niciodată niciun titlu pe ecran. În afară de astea neutre, care să nu deranjeze pe nimeni, păi dintr-o dată a apăruse chestiunea asta, rușine. Da? Da? Cum să-i o dai, mă, lui Ponta în halul ăsta, când el a făcut efortul vieții lui? Deci, deocamdată de când e prim-ministru, în afară de venirea lui Lee ăsta, n-are niciun fapt de vitejie. Aici ar putea, într-adevăr, să scoată ceva. Este pentru prima oară când există potențial. Și tu să-i o tragi odios, da? Un băsism așa cum a voalat, bine, să știe că e înclină spre Traian Băsescu cât de cât, dar mă, nu mi-a plăcut chestiunea asta. Adică, bă, ori treceți de partea lui Traian Băsescu, nu că n-ați avea dreptul, dar să nu mă mai considerați imparțial, că de fapt nu sunteți, da? Sau, pe de altă parte, recunoașteți că nu vă pricepeți. Acesta nu e, tată. Tu nu-mi dezvolți nicio știre, tu nu-mi spui niciodată nimic. Îmi prezinti niște știri greșite, ca aia cu Oltenia, o prostie... Da? O labă de știre, bă, măcar atunci vino și-mi comentează, spunem clar, da? Care e orientarea, ca să știu și eu la ce mă uit. Da? Vreau să mă uit și eu să văd, bă, ea dau știrea și după aia mi-o imaginez eu, o fabric eu, pentru că ei nu sunt în stare să-mi aducă nicio discuție despre ea. Mi-o prezint așa cum au luat-o de pe agenție și mi-au dat-o pe ecran. Lasă că mi-o fabric eu, poate.
Dar nu vreau, mă, să-l văd pe Ponta pleznit peste bot într-o chestiune care chiar nu era nicio... Da? Fac chinezii ce vor, v-am spus de ieri treaba asta. Nu înseamnă că dacă au venit și au zâmbit diplomatic, 10 minute am vorbit despre asta. Acum am scris că l-au pleznit, nu era normal. Era normal. Sigur că ei au venit, au văzut piața, au testat, nu-i obligă nimeni să investească de dragul românilor. Ei vin să facă un business aici, dacă le iese să câștige de cât mai multe ori foarte bine, dacă nu, nu. Nu vin să ne dea nouă bani și să nu ne mai ceară împrumut. S-au dus. Sau să nu ne mai ceară înapoi datoria. Deci chestiunile astea nu mai există. Nu mai sunt ca pe vremea lui Neanicu când ștergea datoria, nu știu ce care-i țări din lumea a cincea, se ducea Neanicu în Liberia sau în Sierra Leone și ierta pe aia de nu știu câte de-o. Nu mai sunt astăzi, bă, China în orice caz nu face așa ceva. O țară din Uniunea Europeană care este de fapt un concurent al Chinei pe piața mondială. Da? SUA, după care vine Uniunea Europeană. Astea sunt principalii adversari ai Chinei pentru preluarea pieței mondiale. Printre ei suntem și noi. Bun, avem o veste care mai degrabă ar trebui să ne bucure și cred că ne și bucură. Corneliu Vadim Tudor s-a reîntors fictiv la șefia Partidului România Mare, că decizia încă nu este definitivă și Gheorghe Funar așa a anunțat că va merge până în pânzele albe numai să-i dea peste bot boșorogului ăsta ordinar și să ia partidul. Pe 27 iulie la Alba Iulia fusese exclus din partid Corneliu Vadim Tudor. Tribunalul București l-a repus astăzi în drepturi. Dacă are în ce drepturi să-l repună, pentru că practic nici partidul nu există, bine. Este reparată o nedreptate, a spus Vadim, evident. Mai este o lună până la începerea anului electoral. Aici, între paranteze, fie spus, e o lună de pauză, de fapt. Că în luna decembrie toți oamenii politici își trag sufletul. Pe vreme de criză, partidele naționaliste și patriotice cresc ca din apă, adică un fel de chinez și el, și de aici va deveni chipurile o miză. Să vedem cine va încerca să-i cumpere lui voturile și la propriu și la figurat în anul electoral 2014. Bătălia este cine confiscă acest partid. Vedeți că nu mai vine Vadim să zică vom face 45%, că ăsta e potențialul partidului și vom avea doar 5%. Pentru că Traian Băsescu și Victor Ponta, acești doi nemernici ai României, și-au unit forțele ca să-l învingă pe Vadim. Numai că pe Vadim nu-l învinge nimeni. El are 50%. A trimis și acum papa de la Roma o icoană și ți-o arată acolo, într-adevăr, una de 2 metri, în mărime naturală, care mă reprezintă. Nu este Fecioara Maria cu pruncul în brațe, sunt eu cu pruncul în brațe. Posibil. Da? Deci chestiuni de genul ăsta găsiți la Vadim Tudor acasă, mă rog, în casele lui Corneliu Vadim Tudor câte o avea. Să nu uităm totuși că el este urmărit penal de parchetul general pentru fals și urs de fals. În momentul în care Gigi Becali s-a dus la Mititica un pic, am zis că nu mai vizitează nimeni, e un pic supărat acum, e departe Poarta Albă, știți cum e. Prietenii, când ai nevoie de ei, i-ai de unde nu-s. L-au numit atunci pe Dan Zanfirescu, se pare că în condiții nu foarte clare, și parchetul general vrea un pic să vadă cum s-a desfășurat această numire, îl caută un pic la ouă pe Corneliu Vadim Tudor. Acum, știți care e singura mea îngrijorare? Să zicem că va fi condamnat la un moment dat Corneliu Vadim Tudor, în sfârșit, după 30 de ani în care a făcut ce a vrut în țara asta. Cine îl leagă? Cine îl ia? Cine îl suie în dubă? El nu se va lăsa prins. Ia mâna de pe mine, zdranțo! Îi va spune ăluia care va veni. Haideți, domnul Vadim Tudor, rog, nu faceți circ acum. Dar tu cine ești, bă, analfabetul? Îi va face, va umili pe toți aia. După părerea mea, nu există decât varianta aplicată la maidanezi. Adică să-l tranquilizăm pe domnul președinte și după aia, când va fi grămadă jos, vreo 10 benevoli să-l ridice pe o platformă și să-l suie într-o dubă. Să se trezească direct în celulă. Bun, acolo va trage ca punta chinte de zăbrelele alea cât va putea, dar să sperăm că ele vor rezista și va urla de acolo, să-l audă până la Strasburg. Cine e el? Fine, nu se va putea liniști niciodată, nici măcar după grad. Asta în scenariu cel mai interesant, dar cel mai bine venit. O vom ajunge poate niciodată până acolo. Deci nu are atenție cine să-l ridice. Statul ăsta nu are autoritate.
Sigur, dacă ar fi în Statele Unite, ar veni unul din ăla cu ceafa băgată direct în creier, da? Unul ăla cu o ceafă triplă, da? Un negrotei de la din Bronx și a aplicat probabil un pulan dintre ăla lui Corneliu Vadim Tudor peste moacă, altfel nu s-ar putea. Până ar începe Vadim, până și-ar duce mâna, mă, simțitule, mă, cine ești? Până ar înșfăcare, ar pune cătușele și altfel nu, nu poți ridica, atenție. Nu țineți minte când a venit atunci judecătoarea aia, executorul judecătoresc să-l ia la întrebări, că i-a trântit paharul în față, n-a plătit absolut deloc pentru chestia asta. Nu, s-a întâmplat nimic. I-a făcut albie de porci pe toți ăia, a rămas. Ăia s-au dus coada între picioare și el a rămas să răgnească că el nu dă partidul. E, justiția am impresia că se joacă acum. E baia lui, banul e al lui, ce să mai fie al lui? Praporele ăla, să nu mai fie al lui, că nu mai are nimic, săracul. Drapelul de luptă al lui Avram Iancu, o să-i fure secui într-o zi. O să vedeți. Va veni la televizor, sunt foarte supărat cu cearcă, ne-a căutat praporele la toată ziua în patru labe pe sub masă, nu l-a mai găsit. E clar că este mâna... Eu am informații, dragă Nadia, am informații, serviciile secrete ungare, această jigodie de va numi el pe unul, mi-au luat steagul sfânt al lui Avram Iancu. Au intrat în casă peste mine micuții, soția, toți cei dragi. Bine că n-au avut de suferit. Cum ar fi fost să aibă ei de suferit? La mine, uitați-vă, am o palmă cât un capac de veceu. Sunt tare ca un rinocer. La mine nu-i problemă. Poți să dai în Vadim Tudor că duce. Dați-mă, omorâți-mă. Așa l-ați omorât și pe Rasputin. Așa l-ați omorât pe Napoleon. Și o să înceapă el să explice, dați-mi cu secuia în cap. În această țară, dacă ești român, ai de suferit. Îmi asum, dragă Nadia. Dar nu e posibil așa ceva. La 2 metri de acești hoți dormeau copiii mei, sfinții mei copii, sfânta mea soție, care mi-am durat atâtea. Și va veni și va plânge, fac plângere peste tot, pe toate continentele. Să știe că Vadim Tudor e numai unul. Bă, umple, lumea nu va zice nimic. Ridicolul fraților nu ucide. Va veni cu chestiunea asta. Mai am, atât mi-a mai rămas. Și m-a arătat două firișoare, le-am strâns din pragul casei. Acești nemernici au lăsat în urma lor, iată, aceasta este amprenta. Da, îi vor fura steagul, la care Ghiță Funar va veni și va spune, nu-l credeți pe Corneliu, bușa aia umflat așa, nu-l credeți pe domnul Vadim Tudor, el minte cu nerușinare, era un steag fals, steagul original este la mine. Ei bine, vor ajunge la Dan Diaconescu amândoi, nu la Vatican, în militari, să vorbească despre această chestiune. Elena Udrea așadar 80 de hectare de pământ, acum să nu fie prin solidaritate cu Traian Băsescu, mă gândesc. A luat Traian Băsescu hectare la Nana, a luat și Elena Udrea hectare de pământ tot în județul Călăraș, foarte interesant, deși e foarte scump acolo, au început să umfle, să nu se întoarcă vechile metehne ale imobiliarilor. Da? 6.000 de euro cer pe hectar ăștia în Călăraș, mă rog, am înțeles că a luat și în Giurgiu, a luat și pe lângă București, să nu fie doar din simpatie pentru Traian Băsescu. Asta că de aici înainte românul care și-a pus niște bani la saltea ar putea să investească în terenuri ca să nu ne ia turcii, arabii sau chinezii parcelele astea care nu sunt bune de nimic. Nu știu, s-ar putea să fie o idee așa interesantă de tipul jocului la bursă, dar nu cred că mai mult. Eu n-am niciun pic de încredere în capacitatea acestei țări de a renaște prin agricultură. N-avem nicio șansă, vă dați seama. Asta e o chestiune de a mai câștiga niște bani, de a mai rula niște bani. Că nu se devalorizează terenurile. Fals! După părerea mea și asta. N-au de ce să nu se devalorizeze într-o țară unde nu se întâmplă nimic. Sigur, ele pot să fie ținute la prețurile actuale în mod artificial. Dar nu că dai tu lovitura cu ce culegi de acolo. A, strângi niște castraveți, niște roșii. Bun, hai să zicem că anul ăsta e ok, că am înțeles că e bine pentru agricultură, că mai întâi a nins și după aia o să dea înghețul. A, poate că o să vină 5 ani la rând în care întâi o să dea înghețul. Și atunci nu se mai cultivă nimic. Deci nu cred că e o certitudine. Dar sigur că te poți juca. Uite, mi-am mai luat și eu niște hectare de pământ, că Elena Udrea a zis, nu se duce să dea cu sapa. Da, vor lucra alții.
terenurile respective. Eu zic că tot mai bine la chinezi. Eu dacă aș avea o bucată de pământ, aș da-o chinezilor. Aș avea măcar certitudinea că sigur vor munci. Așa vin alții, ăia te fac. Pe la spate cum te-au făcut și... e un joc de cuvinte nereușit aici, făcutul pe la spate în această situație. Nu te fac pe la spate, te fac din sus, din copac. Da? Sau de unde vrei, de pe țiglele casei. N-are nicio importanță. De unde ai tu certitudinea că ăia vor lucra? Păi da, vin și vă dau un exemplu. N-au fost atâtea licitații în țara asta pentru toate construcțiile? Că nici premierul nu s-a dus să dea cu sapa. Nici Șova nu s-a pus cu cortul pe DN1. Dar cei care au câștigat licitațiile, fie că e vorba de metrou, de autostrăzi, de căi ferate, au terminat vreo construcție? Nu. Deci, haideți să nu băgăm mâna în foc, că în agricultură noi vom sta ăștia care avem mulți bani pe margine și vom vedea pe aia cum să spetesc să ne muncească nouă. Nu cred. Eu cred că ar putea să te fure ăia și să se devalorizeze și terenurile. Da? Mai e patriotismul, ci că așa e să fii patriot în ziua de astăzi, e să cumperi tu terenul tău. Bă, da, dar nu era deja al nostru? Îl mai cumpărăm încă o dată? Nu, ne vindem țara. Bun, dar exact la vorbele astea de acum 23 de ani, care se știe că au fost pline de venin atunci, dar după aia ulterior doar de rahat, că n-am avut nimic de câștigat. A venit Iliescu și susținătorii lui, marele Petre Roman, da? Care făcuse facultate în străinătate, TASU, umblase și el peste tot, hai hui, da? Și Petrică era tot cu ideea asta. Să nu ne vindem țara, tot guvernul ăla a fost foarte bine că nu ne-am vândut-o. N-am făcut absolut nimic. Acum, după 25 de ani, ne gândim să devenim agricultori. N-aibă cum să ai încredere în țara asta. Este evident că până undeva lucrurile se vor sfârși prost. Mai știu agricultori de ăștia și de prin presă unii, care și-au cumpărat niște, au făcut o vie, au făcut un iaz, au făcut niște purceluși de aia zburători pe deasupra cotețului. Mare brânzău s-a întâmplat. Că au câștigat ei și că au făcut un vin prost când vine câte un prieten pe la ei să aibă cu ce să-l servească ceva ieftin. Asta da. Au luat un caș, au luat o gulie, au luat o țelină mare șmecherie. Ați auzit, mă, pe vreunul să exporte în Asia sau în Africa sau în America Latină produsele de pe tarlaua lui? Asta, prin asta aș înțelege s-a făcut ceva. Să cultivăm și să iasă o șmechere nu pentru bunul personal. Aia n-ai nevoie, poți și în fața blocului. Ați văzut că sunt unii care pun panseluțe, peste panseluțe după aia toarnă iaurt, iese nu știu ce efect chimic de ăla și după aia cultivă mentă, după aia mai ceapă roșie. Asta poate să facă oricine, mă. Stai sub ei. Suntem încă departe de a... Așa de ușor este să ne visăm pe unde nu ne aflăm, știi? Bine că nu ne ducem și pe lună să cultivăm ceva. Deci n-am fost în stare 25 de ani. Terenurile alea, așa înțeleg, acum încep să fie cu adevărat cultivate. Bă, dar până acum ce ați făcut, mă, fraților? Că sunteți în politica asta de când mă știu. Da? Ce ați făcut? Acum va veni dintr-o dată grija să cultivați terenurile în țară. Păi dar nu există, toată țara e pierdută. Nu mai ai unde să cultivi, terenul e de proastă calitate. O mai fi câteva zone. Păi dar s-a terminat, mă. N-au fost întreținute. Sunt 20 de ani de când țara asta și-a bătut joc de tot ce era cultivabil. Astăzi nu mai există aproape nimic. Păi uitați-vă, nu avem noi cifre acum, dar uitați-vă care era producția acum 20 de ani, pe fiecare legumă și fructă în parte și care este acum în România. Toate s-au diminuat. Veniți să-mi spuneți că suntem agricultori în devenire. Dați-mi voie să nu vă cred. Bun, Vasile Blaga consideră pe bună dreptate și aici suntem de acord cu el, că PDL-ul este buricul pământului și că dacă nu te susține PDL-ul, în dreapta politică românească nu existi. Ama Vasile Blaga va juca tare și caută aliați. Cine nu-i cu el să se ducă să se spânzure. Aș avea două chestiuni de spus despre declarația lui Vasile Blaga. Dacă nu dormea, e vorba de Crin Antonescu, filozof rămânea. Prost, domnul Blaga, pentru că, uite, l-avem pe președintele Georgiei, care este chiar filozof. Deci aici n-ați nimerit-o. Mergașvili ăsta, da? Recent ales președinte al Georgiei, este chiar filozof. Deci chestiunea asta cu dacă dormea filozof rămânea nu ține. Iar pe de altă parte, asta cu dreptate și adevăr,
e o fuziune, să vedem cum ne validăm în fața electoratului, în fine, să în câteva, să insistăm cu domnul Ungureanu, să l-ar fi potolit un pic totuși pe Mihai Răzvan Ungureanu, din ce citesc eu aici, l-ar fi potolit un pic, să fie și ăsta mai cumpătat, să asculte de Vasile Blaga, că și că ei vor da președintele la următoarele alegeri. Deci până mai ieri se vorbea de un duel Ponta Căcărău, mai nou Ponta Antonescu, da? Nu, zice Vasile Blaga. Și chiar dacă vor fi ăștia doi, nu va câștiga niciunul. Pentru că învingătorul va veni din dreapta susținută de PDL, ori PDL-ul nu-l susține pe Antonescu. Uitați ce scrie Clicu. Năstase este chinuit de Brigitte și după nuntă, uitați cum urlă la el, ea este cocoșul în casă. Uitați-vă la moaca lui Ilie Năstase. Gata, e sub papucul nevestii. Publicitate. Pentru că iubești România, acum o vei redescoperi. Pentru că iubești muzica românească, acum o poți găsi oriunde ai merge. Pentru că ești mândru de produsele românești, acum le poți susține. Vino acum în stațiile Petrom și descoperă colecția Reușite Românești. Și pentru că te bucuri de succesele românești, fii gata să câștigi cea mai iubită mașină românească. Alimentează la Petrom și poți câștiga o Dacia Logan pe zi. Rom Cocos. Doar bomboanele originale Casali au rom veritabil din trestie de zahăr. Dar tine dragoste, minunate ce de mine, ești pentru mine, pacoste. Pe bine un trăit să-mi zică mie cum să fac treaba la mine acasă. Asta-i culmea. Nufar și Triumf. Împreună facem casa lună. Bucură-te ca un copil de ofertele de Crăciun Metro. Între 29 noiembrie 1 decembrie te bucuri de crab proaspăt la 11 lei și 59 de bani kilogramul. Tovarășii lui Harap Alb erau mereu puși pe harță. Dar cu oferta de poveste de la creditul divers BCR, Harap Alb îi împăcă pe toți și încălzi inima prințesei. Împreună schimbăm povestea. BCR. Mai bine. Pentru că putem. Oh, nu mai spală bine. Pentru că un anticalcar oarecare nu e suficient contra depunerilor de calcar și murdărie. O treabă făcută pe jumătate e inutilă. E ca și cum ai face curățenie fără să ștergi praful înainte. Calgon 2-in-1 previne formarea depunerilor și ajută la îndepărtarea murdăriei. O mașină curată chiar spală mai bine. Calgon 2-in-1. Unicul recomandat. Big Stoning Silo desfundă nasul mult și bine. Yeah.
Black Friday revine! Vino la Metro între 28 și 30 noiembrie și încasează potul cel mare. Ai TVA cadou sub formă de voucher la o gamă variată de produse și de două ori TVA cadou la o selecție de alte articole nealimentare. De exemplu, ai combină frigorifică Arctic și tableta Orion 7 inci dual core la prețuri de Black Friday. Mai multe detalii în magazine. De ce să sărbătorești Ziua României cu noi? Pentru că avem 10% discount la produsele din carmangeria proprie. Meniu tradițional românesc doar 5 lei și 10% reducere la produsele din carmangeria proprie. Selgros. Merită. Vine Crăciunul cu oferte excelente de la JISC. Reducere 20-50% la toate perdelele și draperiile. De exemplu, perdea de calitate din voal ușor la numai 20 de lei, la jumătate de preț. Sau această draperie elegantă și mătăsoasă la numai 35 de lei. Reducere 30%. Găsiți mai multe oferte excelente în broșura noastră sau pe jisc.ro. JISC. O ofertă excelentă. Începe licitația. Prima piesă de colecție. Pe pernă, măi. Cine dă mai puțin? 500. Și supermarketul din spate. 300. 200. Un preț mai bun avem? 200 odată. De două ori? Cum? 149 de lei? Ați judecat! Prinde și tu sezonul reducerilor toamnă-iarnă la Baumax. Bor mașină cu percuție 1200W la doar 149 lei. Artă, frate! Baumax. Alegerea meșterilor. Uite, tati, știi ce înseamnă asta? Că ai surprins un norișor pufos? Înseamnă că mami e acasă și ne așteaptă cu fragetă, care este bun și delicios. Și mie una în a câștigat încredere. Hai că să viseze! Copiii trebuie ajutați să viseze, pentru că prin ei privim viitorul. Din grijă pentru copiii noștri prețuim natura și folosim cu încredere numai ce vine de la ea. Fragedo, cu încredere pentru viitor. Păr reparat într-un singur minut. Măștile Gliss pentru repararea instantă a părului pentru un păr ca nou. Descoperă măștile Gliss pentru repararea instantă a părului de la Schwarzkopf. Fraților, deserturi delicioase pentru zile fericite și românii se declară fericiți, să știți. Suntem printre estici cel mai fericit popor în căsnicie. Să știți, nimeni nu-i mai fericit decât noi. Am deschis așa un pic la mijloc, babau rom. Ia uitați-vă, sunt numai deserturi delicioase. Și această carte n-ar trebui să lipsească. Vă urează și Paște fericit aici, să știți. N-ar trebui să lipsească pe masa nimănui, dar este o carte pe care o puteți comanda. 200 de rețete sunt descrise pas cu pas. La numai 69 de lei, iată, foarte ușor de reținut, cu un text scris litera cu majuscule la 1800, tarif normal, și intrați în posesia deserturilor. În Libertatea aveți un foileton cu ce concerte vor susține siliconatele de sărbători și cât vor încasa ele. Delia Matache, 30.000 pe noapte. Mâine, fără Robert Turcescu, ne revedem, toate cele bune!